În Republica Moldova, 6 din 10 femei se confruntă cu violența în familie. Vorbim doar despre cifrele oficiale. Realitatea însă este mult mai dură și asta deoarece multe victime pentru care legea pumnului este la putere aleg să sufere în tăcere. În premieră, în țara noastră, a fost deschis un centru de justiție familială. Astfel, persoanele care trec prin experiențe critice vor putea beneficia de primul ajutor medical, de asistență psihologică și juridică, precum și de reabilitare oferită în mod gratuit. Odată ajunse la centru de justiție familială, victimele violenței vor beneficia de asistență medicală, consiliere psihologică și juridică. Aici persoanele aflate în situații de risc sunt găzduite pe o anumită perioadă de timp, beneficiind de toate condițiile necesare. Spațiile sunt acomodate, sunt adaptate pentru orice categorie de victime. Vorbim și despre persoane cu nevoi speciale și pentru persoanele sănătoase. Potrivit poliției, în primele 9 luni ale anului în curs au fost înregistrate peste 1800 de cazuri de violență în familie, iar în urma acestor cazuri au fost emise peste 4000 de ordine de restricție de urgență. Un proiect care a durat de ceva timp, care a trebuit să ajustăm hotărâri de guvern, care să modificăm structura polițienească, dar și în mod special să asigurăm cel mai important toate condițiile pentru victimele violenței în familie, care trebuie să simte, de fapt, eficiența procesului nostru de activitate. Centrul de justiție familială este o subdiviziune a Inspectoratului General al Poliției, care va activa 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Prin crearea acestui centru ne aliniem convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie, care are ca obiective prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor și violenței domestice. În ultimii ani au fost deschise noi centre de plasament pentru victimele violenței în familie. A fost deschis un centru pentru copiii victime și martori ai infracțiunilor și de mai bine de un an activează Comisia de Monitorizare și Analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor. Centrul a fost deschis cu sprijinul oferit de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Statele Unite susțin cu mândria eforturile depuse de Republica Moldova pentru a preveni și a răspunde violențe în bază de gen. Noi apreciăm parteneriatul nostru continuu pentru a soluționa această problemă critică. Anul trecut au fost înregistrate aproape 2500 de cazuri de violență în familie. Datele mai arată că 24 de femei și-au pierdut viața ca urmare a violenței din partea unui membru al familiei, iar alte 45 au suferit vătămări corporale grave. Victimele violenței pot apela serviciul 112 sau la telefonul de încredere pentru femei și fete afișat pe ecran.